Am văzut și eu semifinala. Da. După meciul pe care l-am jucat noi la București cu Dinamo, mi-am dat seama că sunt probleme mari. Deci n-a fost un accident cu dumneavoastră? Păi s-a dovedit în meciul de aseară că n-a fost un accident. Eu mi-aș fi dorit să fi fost un accident și să fi mobilizat pentru partida pe TDU. Din păcate nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și de neînțeles cum totuși o echipă cu jucători valoroși nu poate să strângă rândurile și să aibă un alt randament. Sunt valoroși jucătorii Dinamo, domnule Grozavu, cu adevărat? Eu cred că sunt o serie de jucători care au demonstrat. Pentru că marea majoritate dintre ei au jucat la Liber. Ca să ajungi la Dinamo nu poți să te prezinți de maniera în care s-au prezentat ei. În momentul de față probabil sunt probleme interne. Sunt tot felul de lucruri care mă depășesc probabil. Nu cunosc cu adevărat ce se întâmplă în sânul echipei, în sânul clubului. Da. În orice caz, devine periculos ceea ce se întâmplă în momentul de față la Dinamo. Eu nu știu dacă cineva își dă seama cu adevărat, dar... Păi asta tot discutăm aici, domnule Grozavu, că situația e nu neagră, e fără scăpare, pare. Acum, nici nu trebuie să dramatizăm. Sigur, mai sunt foarte multe jocuri de jucat în campionat, dar dacă în continuare, în următoarele etape, se va prezenta echipa de maniera asta... Păi da, știți cu cine joacă în următoarele etape? Cu Voluntari, care e poate cea mai în formă echipă din play-out? Cu Viitorul? Asta cu cea mai în formă, asta dumneavoastră judecată. Eu nu știu dacă e cea mai în formă, dar în orice caz... Trei victorii consecutive. Da, băi, acum haideți să vedem și cum au fost ele obținute. N-aș merge chiar cu cea mai în formă echipă. Okay. Totuși Viitorul este echipa de pe primul loc, este echipa care are un avans consistent. Cea mai în formă, sigur, trece printr-o perioadă bună, nu știu dacă e cea mai în formă, dar e clar că Dinamo nu va avea o partidă facilă. Va fi un meci complicat pentru că Voluntariul, cel puțin de punct de vedere moral, stă foarte bine pentru că a obținut trei victorii. Iar Dinamo, în momentul de față, în momentul în care în două jocuri acasă primești 6 goluri, e destul de complicat să poți... Bine, să de la două echipe, totuși să spunem, Sepsi și FCSB, nu sunt două echipe... Indiferent de la ce echipe. Atunci când iei două înfrângeri acasă și ambele cu 3 goluri primite, indiferent de la ce echipă, tot zdruncină starea. Dumneavoastră, ca antrenor al lui Sepsi, ce v-ați fi dorit? Nu vorbim de Leo Grozavu dinamovistul, ci strict antrenorul profesionist. Pe cine ați fi vrut să întâlniți în finală, unde veți ajunge cel mai probabil? Mi-aș fi dorit să întâlnesc Dinamo, bineînțeles. Da. Dinamo mi-aș fi dorit să întâlnesc. Și nu ca dinamovist, ci ca adversar, bineînțeles. Pentru că e clar, Dinamo în momentul de față trece printr-o perioadă de convulsii, sunt probleme interne. E clar că echipa nu se poate exprima. Normal, ca antrenor advers îți dorește echipa mai facilă. Iar în momentul de față, Dinamo asta demonstrează că este. Da. Ce ar fi de făcut la Dinamo ca să se redreseze? Nu cred că e treaba mea să-mi dau cu părerea. Nu știu ce se întâmplă în interior. În orice caz, oamenii care sunt acolo trebuie să tragă, dacă nu l-au tras deja, semnalul de alarmă. Și să remedieze rapid situația. Eu cred că e nevoie de oameni în jurul echipei care să ridice în momentul de față, oameni de fotbal în jurul echipei care trebuie să ridice moralul, să stea de vorbă cu jucătorii, cu antrenorii. Eu cred că în momentul de față, dacă ei sunt izolați și nu au cu cine să comunice, este foarte complicat. Este foarte complicat să se redreseze situația. Da. Credeți că... Așa cum spuneați, vin o serie de partide în campionat în care dacă Dinamo nu acumulează puncte, criza se adâncește, iar apoi este mult mai dificil să poți să redresezi situația. Mister, credeți că există vreo șansă la vreo minune în retur pentru Dinamo să întoarcă scorul ăsta? Am spus și la partida noastră, după jocul nostru în semifinală cu Iașu. La fotbal s-au văzut multe, dar sigur că e vorba de trebuie să se creeze acolo emulație, trebuie să creeze o stare care se poate să ducă la o asemenea răsturnare. Da. Altfel e destul de dificil. Nici Steaua nu putem spune că în momentul de față trece printr-o
situație, ca să spun așa, fantastic de fericită. Pentru că și ei au pierdut în campionat. E adevărat, au pierdut lupta la titlu, gata. Au pierdut lupta la titlu, au pierdut puncte pe teren propriu cu Gazmetanu. Deci, dar și-au revenit acum tocmai cu Dinamo. Da, e adevărat. Ținem cont și de faptul că și Steaua trece printr-o perioadă de convulsii la nivel de lot, mulți accidentați. Sigur, la retur se poate întâmpla orice. Mai sunt 3 jocuri de campionat până în acel moment. Dar, în orice caz, foarte, foarte greu. Deci trebuie să se unească, ca să spun așa, foarte multe forțe ca să poată să întoarcă acest rezultat.